vipera, broaștele și șarpele. Râul care curge prin zonă potolește setea tuturor ligioanelor pământului. Unele doar beau apă, altele se răcoresc în el în zilele toride de vară. Dintre toate ligioanele care trăiesc aici, șarpele s-a gândit să pună stăpânire pe el. Să fie doar al lui, iar celelalte viețuitoare să nu se mai apropie decât dacă le va permite el. Iar el nu le va permite, tocmai pentru că este al lui și nu vrea să fie deranjat de nimeni. Vipera de multe ori obișnuia să bea din râul pe care șarpele îl considera numai al lui. Nu era nicio ligioană de acord cu atitudinea șarpelui. Își atrăsese dezaprobarea tuturor pentru comportamentul lui, dar lui nu îi păsa. Dintre toate ligioanele, vipera era hotărâtă să-i dea o lecție șarpelui. Într-un târziu, cele două târâtoare și-au declarat război una alteia. Să mă respect și să nu te apropii de râu, așa cum fac toate viețuitoarele, a spus șarpele. Nu ai niciun drept în plus față de noi, a răspuns vipera. Sunt cel mai puternic, s-a lăudat șarpele. Va trebui să o dovedești chiar acum. Război, a strigat vipera. Proaștele, dușmanii din totdeauna ai șerpilor, s-au aliat cu vipera. În ziua înfruntării finale, broaștele, pentru că nu se pricepeau la altceva, orăcăi au de zor ca apucate de streche. Vipera câștigă în final, iar broaștele și-au cerut partea lor din pradă. Atunci vipera începu să fluiere. Vă plătesc cu același lucru cu care m-ați ajutat și voi, le spuse.